Captură importantă a polițiștilor Timișoreni de la crimă organizată. Oamenii legii au reușit să pună mâna pe 12 kg de cocaină care tranzitau Timișoara și ar fi trebuit să ajungă în Spania prin Oradea. Cele 12 kg de droguri provin din Columbia și ar fi trebuit să ajungă în Spania prin Oradea. Marfa a fost expediată printr-o firmă de curierat ce are bază operațională la Timișoara și urma să ajungă la o femeie din Oradea, care trebuia să o expedieze ulterior în Spania, scrie aradon.ro. Polițiștii de la crimă organizată au interceptat transportul în orașul de pe Bega și au reușit să prindă și expeditorul real, un cetățean columbian care se afla în România. Acesta a fost capturat de Polițiști în Brăila și a fost adus la Timișoara pentru audieri. Valoarea de piață a drogurilor depășește 100.000 de euro.